Personalul Spitalului de Psihiatrie de la Schitu Greci a decis să lupte cu mentalitatea oamenilor în ceea ce îi privește pe bolnavii psihic, înființând mai multe ateliere în cadrul Centrului de Energoterapie. În cadrul acestora, pacienții au demonstrat că talentul este uneori mai puternic decât boala. Am participat la festivalul Oltenii și restul lumii cu o expoziție de picturi, pirogravuri, diverse căciulițe. Sumele colectate din vânzarea rezultatelor muncii pacienților de la Schitu Greci sunt investite în dezvoltarea activităților care completează tratamentul medical, dar și în desfășurarea unor activități menite să le demonstreze bolnavilor că și ei sunt importanți pentru cei din jur. Prin participarea la târguri avem expoziții cu vânzare, toți banii strânși merg în achiziționarea de noi produse, în recompensarea cu excursii și cu vizite în diverse localități. Activitatea personalului nu se rezumă doar la activități zilnice cu bolnavii. Specialiștii încearcă să schimbe și mentalitatea societății față de bolnavii psihic. Am arătat oamenilor că oamenii de aici sunt oameni, iar boala psihică este o boală, ca orice altă boală, care trebuie tratată, iar oamenii ăștia merită să fie tratați și merită atenția societății. În cadrul Spitalului de Psihiatrie de la Schitu Greci sunt tratați zilnic 160 de pacienți care suferă de diverse afecțiuni psihice. Jumătate dintre aceștia se reîntorc în societate și își reiau viața de zi cu zi.